Dragi prieteni, spuneam că vorbim despre câteva zone frumoase de țară și o să începem cu Bucovina. Bucovina, îl avem pe Sorin Filip, care e reprezentant de seamă din zona respectivă. Vorbim despre managerul ansamblului, hai să zic, național, nu Ciprian Porumbescu. Da, este bine dacă ne dai această titulatură, că noi chiar ne dorim un ansamblu cu o activitate de peste 70 de ani. Așa e, anul acesta un pic în lumină, Sorin, îți mulțumim. Este adevărat că nu de mult ai fost notat cu nota 10? Am aflat eu ceva, a avut loc un concurs, o premieră. Ia gândește-te tu bine, mi-a șoptit cineva. Doar la lucrarea de manager. Doar la lucrarea de manager. Nu știu ce note să mai iau eu acum. Da, doar la lucrarea de manager. Așa este, am un proiect din nou de manager pe 5 ani de zile. Conduc această instituție din 2016 ca manager. Sunt angajatul ansamblului Ciprian Porumbescu din 2000. Din 2009 am fost director ansamblului Ciprian Porumbescu. Iată, o activitate de peste 23 de ani în cadrul acestui minunat colectiv. Ceea ce spuneam și mai înainte, anul acesta vom sărbători 70 de ani de activitate, 70 de ani în slujba cântecului și a jocului popular românesc. Iată, ansamblul Ciprian, ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu, o instituție ce face parte din cadrul Centrului Cultural Bucovina, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava. Aș vrea să ne spui doar două, trei nume care au trecut prin scena, prin proiectul Ciprian Porumbescu, mari nume ale cântecului popular care au fost angajate acolo la voi pe parcursul. Aici s-au format și au plecat spre drumul cântecului nume sonore astăzi ale folclorului românesc. Dați-mi voie să încep cu acel brand al Bucovinei, doamna Sofia Vicoveanca, Artemiza Vejan, prima solistă ansamblu Ciprian Porumbescu, care astăzi nu mai este lângă noi, Ștefania Rareș, regretata Maria Bararu, Laura Lavric, Daniela Condurache, Margareta Clipa, Traian Straton, George Fini, Șucica Păltineanu, iată mulți, mulți artiști care s-au prindat și unii dintre ei nu mai sunt printre noi, dar au lăsat un repertoriu valoros alături de marii dirijori, George Sârbu, Viorel Leancă, iată doi mari dirijori care i-am pierdut în 2 ani de zile pe amândoi. Acum avem un dirijor tânăr la pupitul orchestrei, este vorba de mai tânărul dirijor Mihai Coto și coregraful George Palaniuc. Sunt mândru încă o dată că fac parte din acest minunat colectiv și vreau să menționez ceva, mi-am propus ca în nou proiect de manager să promovez generația tânără. Iată, ei sunt acei tineri pe care eu îi promovez de vreun an și ceva și sunt prezent în toate spectacolele și concertele ansamblului Ciprian Porumbescu, fiindcă merită ca ansamblul să rămână pe mâini bune și trebuie să vină din urmă o generație care să țină această instituție de prestigiu. Te rog să-i inviți tu și să ne povestești despre ei, pentru că eu știu că ai mână bună. Avem și Petronela că astăzi, Popa, da, Petronela, te invităm aici Gabriel lângă noi. Treteag, Gabriel și Diana Lungu. Și Diana. Frumoși, toți trei, vrednici, tineri și foarte talentați. Sunt tineri care, iată, au participat în foarte multe festivaluri și concursuri și au adus o cinste județului Suceava și nu numai județului, ci și zonei Bucovina. Am să-i lăs să se prezinte, cred că ei, prin cântec, fiindcă o să vedeți ce valoroși sunt. Mă numesc Diana Lungu, așa cum a spus și domnul manager. Vin din comuna Marginea, o comună, așa cum ați prezentat la început, nu tocmai bogată în artiști, dar sper din tot sufletul ca, dacă de Dumnezeu, începând cu mine și alți copii tineri care vin din urmă, să putem aduce Marginea ca fiind o zonă etnofolclorică, de ce nu? Gabriel. Bună ziua, vă spun și eu. Am să mă prezint din nou, mă numesc Gabriel Treteag, sunt tare bucuros să am ocazia să fiu alături de dumneavoastră, este pentru prima oară. Sunt un tânăr din comuna Cornul Luncii, județul Suceava, un tânăr care studiază, muncește și își dorește foarte mult de la acest drum al cântecului popular și trebuie să-i mulțumim domnului Sorin Filip, deoarece noi studiem, muncim, dar fără un impuls din partea cuiva care este deja sus, este foarte greu. Dar avem noroc de un asemenea om care nu uită de noi. Bine v-am găsit, vă spun și eu. Numele meu este Petronela Popa și este o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Vin din comuna Cornul Luncii și țin pe această cale să-i mulțumesc doamnei profesor Maria Macovei și domnului manager Sorin Filip pentru tot ajutorul acordat în cariera artistică. Vă felicit, copii. Sorin, e în spectacolele ansamblului, nu când vă duceți.
Da, și în același timp încercăm și să-i motivăm. Așa, e foarte important, pentru că experiența asta de scenă e foarte interesantă și îmi place că toți trei sunt frumoși, costume impecabile, arată autentice. Bine, autentice. Contează foarte mult, dacă la noi la ușoară, nu știu, cred că e o vraiște, la populară există o generație foarte frumoasă de tineri care trebuie promovați. Până la urmă, folclorul face parte din patrimoniul nostru național. Sorin, aș vrea să îi ascultăm cântând și o să interpretezi și tu. Așa, Bucovina asta care de tot spune în cântec că e un colț de rai. Nu, binecuvântare, e o binecuvântare. Nu e doar un colț de rai Bucovina. Cred că este cea mai frumoasă zonă a României. Bucovina și Maramureșul, după părerea mea, sunt emblematice atunci când un străin ne calcă pragul și un străin vrea să vadă ceva interesant în România asta, dacă îl duci în Bucovina, eu știu atâția străini care mi-au devenit prieteni și familii care au venit de peste tot din lume, am cântat în străinătate și au venit la mine și am dus să viziteze Bucovina și s-au îndrăgostit și atunci vin anual în România. Pentru că România, ca imagine pentru străini, nu este o imagine extraordinar de frumoasă. Pentru că unii au avut grijă să strice această imagine, dar când vii și calci cu picioarele pe pământul nostru românesc și te duci în zonele astea frumoase, pur și simplu te îndrăgostești. Așadar, faceți-i pe telespectatori încă o dată să se reîndrăgostească de Bucovina. Mulțumim! Aplauze pentru Sorin Filip și cele trei perle ale Bucovinei. Fata, uite așa e la casa mea, mai tăți din casă, știm juca. Joacă mama, joacă tata, cum sfântul nu joa și fata. Joc și bine, joc cu spor mai tare, dir-dir, dir-dir. Dacă zile-am de jocător, mai eram tridanta, dir-dir, da. Joc și bine, joc și mult mai tare, dir-dir, dir-dir. Dacă ne-am oprit și pot, mă, zi, mă, și și tata meu e om cu stare și la joc unde mânare de flăcă opresc să joa și tot mai mult am în ui plac și tatei tare e opriit mai tare dir-dir, dir-dir, dar la jucat și chiuit rantele de-am tai dir-dir, da unde-i ham și unde-i nuntă tare dir-dir, dir-dir, dar el-i primul a bătut, mă, zi, mă, și iar verde ca mușca ta păi joacă pisar tatei tata din la el a prins și fata. S-a nimerit, mai că la joc s-a potrivit. Mama când era fătucă, tata ne-a jucat la nuntă. Și uite așa s-a nimerit, mai că la joc s-a potrivit. Și de atunci încă joacă tare, dir-dir, dir-dir. Da, cum jucau și altă dată, eram tridantai, dir-dir, da. Joacă hore și bătute tare, dir-dir, dir-dir. Da, când-s gospodar din frunte, mă, hai zi, mă, hai joacă mama și cu tata. Hai și pe-a parte și pe ea. Să joace și eu când mă măritam, măi omul meu aș te juca. Mie și el ne-am plac și unde să pricep. Să joace și eu când mă măritam, măi omul meu aș te juca. Cine joc nu se pricepi tare, dir-dir, dir-dir, dar lângă mine nu trebuie. Ram tridan, tai dir-dir, da. Că așa ai viață bună tare, dir-dir, dir-dir, da. Unde-i dați în joc să-l dună, mă? Hai zi, mă, și